Sunt Burca Alexandra. Producem pavaj hiperpresat și cărămidă tip Lego. În sudul Republicii Moldova, noi suntem primii care am deschis această afacere. Ceea ce pe noi ne-a provocat ca să deschidem aceasta a fost pentru a nu pleca peste hotare, în primul rând, și a nu lăsa copiii aici. Afacerea mai întâi a început la o idee, deci cu care a venit soțul meu. Venise într-o seară de la serviciu și îmi spune: ce zici să ne ocupăm cu așa ceva? Până într-un final am fost de acord și am fost, deci eu îi spun, zic, eu știu cine poate să ne ajute cu un proiect de a câștiga ceva bani nerambursabili, pentru că asta foarte mult pentru noi face. Și am fost la profesoara mea de fizică, ne amintesc, care ne-a îndrumat de a ne înregistra în galul nostru, galul Cismeala Sudului. De ce am apelat eu aici? Pentru că noi nu avem acea sursă de finanțare destulă pentru a procura utilajul necesar. Este aproximativ jumătate din sumă care noi am avut nevoie pentru a cumpăra o presă hidraulică. În cadrul deschiderii acestui proiect și acestei afaceri am creat și un loc de muncă în sat la noi. Abordarea Lider foarte mult a ajutat satul pentru a dezvolta din toate punctele de vedere. Chiar și acea persoană fizică care poate ar vrea să facă ceva într-o localitate, chiar și un teren de joacă, fie și el, nu-ți permiți să pui tu pe roate de la început până la sfârșit, dar cu ajutorul acestor tipuri de grupuri de acțiune locală, te susțin, te ajută, te finanțează, te învață cum să scrii un proiect. Atunci când vrei să faci ceva cu multă dorință și cu multă putere, o faci oricum.